Jack London, Mihail Câine de Circ, capitolul 32. Și așa, Mihail fu vândut în cele din urmă unui anume Jacob Henderson pe $2000. Și la prețul ăsta e de pomană, să știi, spuse Collins. Dacă n-ai să ajungi chiar înainte de 6 luni să refuzi și 5000 pe el, atunci să nu-mi spui mie că-s dresor. Praful face pe câinele acela al dumitale care socotește. Și apoi nici nu mai e nevoie să te arăți și să lucrezi cu el tot timpul reprezentației și dacă nu-l asiguri pentru 50.000 de cum o să arate ce poate, ai să faci foarte rău. Dacă aș fi eu tânăr și liber, nici nu mi-aș dori altceva decât să-l scot chiar eu în arenă. Henderson se dovedi cu totul altfel decât ceilalți stăpâni pe care i-a avusese până acum Mihail. Omul era un fel de făptură neutră, nici bun, nici rău, nici nu bea, nici nu fuma și nici nu înjura. Nu mergea la biserică și nici nu era membru la IMCA. Era vegetarian, dar fără să țină morțiș la asta, îi plăceau filmele când erau de călătorii și își petrecea cea mai mare parte a timpului liber citindu-l pe Swedenborg. Niciodată nu-și pierdea cumpătul, nimeni nu-l văzuse înfuriat și toți spuneau că are răbdarea lui Iov. Era chiar sperios în fața polițiștilor, a funcționarilor de la bagaje, deși nu se temea de ei. Nu era frică de nimic, tot așa cum nu era îndrăgostit de nimic afară de Swedenborg. Caracterul lui era atât de lipsit de culoare ca și hainele lui de o nuanță neutră, ca și părul lui, care nu avea o culoare precisă, sau ca ochii lui, spălăciți, prin care privea lumea. Și nici prost nu era, după cum nu era nici înțelept și nici învățat. Dădea vieții foarte puțin, după cum cerea, și puțin de la ea, și cu toată afacerea lui cu spectacole, se purta ca un adevărat pusnic, chiar în vâltoarea vieții. Mihail nici nu-l iubea, nici nu-l ura, ci doar îl încuvința. Străbătură Statele Unite împreună și nu se certară niciodată. Nici o singură dată nu ridică Henderson glasul la Mihail și nici Mihail nu mărâi niciodată amenințător la el. Sufereau împreună, trăiau alături, pentru că valurile vieții aruncaseră unul alături de celălalt. Firește, nu era nicio legătură sufletească între ei. Henderson era stăpânul, Mihail era un bun de-al lui. Mihail era pentru acesta tot atât de mort pe cât era el față de toate celelalte lucruri. Totuși, Jacob Henderson era un om de treabă, sincer, practic și metodic. Odată pe zi, când nu străbăteau cu trenul drumurile acelea care nu se mai sfârșeau niciodată, îi făcea lui Mihail o baie în lege și îl ștergea bine după aceea. Nu era niciodată brutal sau repezit la spălat. Mihail nici nu-și putea da seama dacă îi plăcea sau nu în băiatul. Era ceva ce făcea parte din întreaga lui soartă pe lumea aceasta, după cum soarta lui Henderson era să-l îmbăieze pe el atât de des. Treaba pe care o avea de făcut era destul de ușoară, deși plicticoasă. În afară de veșnica călătorie și de nesfârșitele salturi de la un oraș la altul și de la o metropolă la alta, apărea pe scenă o dată pe seară, 7 seri și 2 matineuri pe săptămână. Cortina se ridica și Mihail rămânea singur pe scenă într-un decor care se potrivea unui cap de afiș. Henderson stătea în arlechinul scenei, unde nu putea fi văzut de spectatori, și se uita la el. Orchestra executa 4 din bucățile pe care Mihail le învățase cu stewardul și le cânta acum, căci urletul lui modulat era un adevărat cântec. Nu dădea niciodată mai mult decât un singur bis și acesta era întotdeauna Home, Sweet Home. Apoi, în timp ce publicul aplauda și bătea din picioare entuziasmat de câinele Caruso, Jacob Henderson apărea pe scenă zâmbind cu o mulțumire stereotipă și plină de recunoștință, punea mâna pe spatele lui Mihail cu un gest de camaraderie prefăcută, după care el și Mihail mai făceau o plecăciune înainte de a fi lăsată cortina finală. Și totuși, Mihail era prizonier, un prizonier pe viață, bine hrănit, bine îmbăiat și scos să facă mișcare, el nu avea totuși o clipă de libertate.
când călătorea, petrecea zile și nopți întregi închis într-o cușcă. Aceasta era totuși destul de largă ca să-i îngăduie să stea în picioare și să se întoarcă în toate părțile fără să se ghemuiască. Uneori, în hotelurile de provincie, era scos din cușcă și locuia în aceeași cameră cu Henderson. Când se întâmpla să nu fie și alți câini în jur, în același turneu, atunci se îngăduia să umble liber prin camera animalelor de pe lângă teatrele în care se dădeau de la 3 până la 7 reprezentații pe săptămână. Nu avea niciodată prilejul, nici măcar pentru o clipă, să se miște liber, fără să fie vreo cușcă prin apropiere sau pereții unei camere care să-i îngrădească mișcările sau vreun lanț prins de zgarda din jurul gâtului. Când era vreme bună, Henderson îi lua adesea după masă la plimbare, firește, întotdeauna de lanț. Și aproape fără greș, se duceau de fiecare dată în parc, unde Henderson lega celălalt capăt al lanțului de banca pe care se așeza și începea să rumege pagini din Swedenborg. Lui Mihail nu îi se lăsa niciun fel de libertate, alți câini alergau liberi, jucându-se sau războindu-se. Dacă se apropiau de el să-l cerceteze sau să se împrietenească, Henderson își întrerupea întotdeauna lectura atât cât îi trebuia ca să-i alunge. Un prizonier pe viață, dat pe mâna unui temnicer lipsit de viață. În aceste condiții, viața lui Mihail era toată cenușie. Felul lui morocănos se schimbase într-o melancolie care îi se înădăcinase adânc în suflet. Viața și libertatea pe care ți-o oferă ea nu-l mai interesau, nu pentru că ar fi privit jocul vieții din jur cu neîncredere, ci mai degrabă pentru că ochii lui nu mai priveau deloc. Izolat de viață, el nu mai lua în seamă, își îngăduia să se prefacă într-un adevărat câine înrobit, care mânca, se îmbăia, călătorea în cușca lui, dând regulat reprezentații și dormind mult. Își avea mândria lui, mândrie de pur sânge, mândria indianului nord-american înrobit de plantațiile din Indiile de vest, care piriseră fără să se tânguiască și fără să-și plece capul. Tot așa era și Mihail. Se supusese cuștii și fierului lanțului pentru că erau prea tari pentru mușchii și colții lui. Își făcea datoria lui de rob ca să dea reprezentații și l-asculta pe Jacob Henderson, dar nici nu se temea de stăpânul lui și nici nu-l îndrăgea. Și din pricina aceasta se închidea tot mai mult în sinea lui. Dormea mult, visa mult și suferea fără să se împotrivească din pricina marii plictiseli. Dacă Henderson ar fi căutat să se apropie de inima lui, cu siguranță că i-ar fi răspuns, dar Henderson nu avea înțelegere decât pentru fantasticele revoluții mentale ale lui Swedenborg, iar cât despre Mihail, de pe urma lui nu făcea decât să-și scoată existența. Mai erau și unele neplăceri. Mihail le accepta și pe acestea, îndura nevoie mai ales călătoriile cu trenul în timpul iernii. Odată într-o noapte, pe peronul unei gări din Minnesota, doi câini dintr-un vagon alăturat muriseră înghețați. Și el era înghețat tun și gerul îi mușca îngrozitor umărul rănit de leopard, dar constituția lui mai robustă și faptul că era bine îngrijit îl ajutaseră să supraviețuiască. În comparație cu alte animale dresate, el era bine tratat. Și mare parte din răul tratament de care aveau parte celelalte animale din același turneu, el nu înțelegea și nici nu-l bănuia. Un turneu la care participa și el de 3 luni de zile stârnise un adevărat scandal printre impresarii de varietăți. Chiar și cei mai căinoși dintre ei se arătaseră dezgustați de acest turneu, deși Duckworth, cu pisicile și jobolanii lui dresați, se bucura de un succes de netăgăduit. Auzi vorbă, pisici dresate, strâmbă din nas delicata Pearl. La Pearl, biciclista, adică, mai bine zis, pisici fărâmate, toate au fost nopite în bătaie până au devenit fricoase ca niște șobolani. Să nu-mi spuneți mie că știu eu. E, șoareci dresați, explodă deodată în barul hotelului Annandale, Manuel Fonseca, omul de cauciuc, după ce refuzase să bea cu Duckworth. Ba sunt șobolani îndopați cu stupefiante, credeți-mă pe mine,
De ce nu sar de pe frânghia întinsă pe care se târâie cu o pisică înainte și cu una în urma lor? Pentru că nu mai au suflare în ei să poată sări. Li se dau stupefiante chiar din clipa în care sunt prinși și sunt lăsați apoi să moară de foame ca să se economisească medicamentele. Nu sunt niciodată hrăniți, să nu-mi spuneți mie că știu eu mai bine. Altfel, de ce are nevoie de 40-50 de șobolani pe săptămână? Am auzit eu de transporturile speciale care îi se aduc atunci când nu poate cumpăra destui din orașul în care se află. Dumnezeule mare, exclamă și Miss Merriweather, fata cu acordeonul, care pe scenă părea de 16 ani, în vreme ce în viața particulară, printre nepoți, avea 48. Dumnezeule mare, și când te gândești cum se lasă captivat marele public, drăcia dracului, asta mă scoate pe mine din sărite. Ieri dis de dimineață i-am văzut cu ochii mei. Din 30 de șobolani, 7 erau morți, lihniți de foame. Nu le dă nimic de mâncare. Cei ce se târâie pe frânghie sunt șobolani muribunzi, care se sting de foame. De aceea se și târâie. Dacă ar avea o fărâmitură de pâine cu brânză în burtă, ar sări de pe frânghie ca să scape de pisici. Mor chiar acolo pe frânghie, încercând să se târâie așa cum ar încerca un om în agonie să se târască din fața tigrului, care îl sfâșie. Și, Doamne, iartă-mă, prostănacii ăia de spectatori stau acolo și aplaudă ca pe ceva instructiv. Și ce mai public, câte lucruri frumoase nu se pot face dacă le iei pe animale cu binele, spunea într-o zi unul din spectatori, un bancher. Cu binele poți să le insufli până și o dragoste cu adevărat omenească. Pisica și șoarecele se dușmănesc de când lumea și totuși, iată că astă seară, i-am văzut cum făceau lucruri de înalt dresaj. Și nici o pisică n-a făcut vreun gest dușmănos și nici un șoarece nu s-a arătat înspăimântat de pisică. Ah, bunătatea omenească, câtă putere are bunătatea omenească! Leul și mielul, făcu un altul, doar ni s-a spus că în ziua de apoi leul și mielul vor sta frumos unul lângă altul și nu unul în burta celuilalt, dragul meu, nu unul în burta celuilalt. Și cele ce vedem aici nu sunt decât o profeție, o dovadă adusă de mâna omului a ceea ce va să fie. Pisici și șobolani, închipuiește-ți, dumneata, de bună seamă asta arată, fără putință de tăgadă, ce mare forță e bunătatea. Trebuie să le iau numai decât copiilor niște animale pe care să le îndrăgească și care să fie ramura noastră de măslin. Să învețe din timp ce înseamnă să fii bun cu un câine, cu o pisică și chiar cu un șobolan sau cu sticletele din colivie. Dar, spuse scumpa lui nevestică ce ședea alături, îți amintești ce a spus Blake? Un prihor în colivie, mânia cerului învie. E, dar nu când e tratat cu adevărată bunătate, scumpa mea. Am să comand imediat câțiva iepuri, un canar, doi și ce câine ți-ar plăcea ție, Dulceața mea, să aibă puișorii noștri pentru joacă? Și Dulceața îl privi și îl văzu în toată netulburata lui bunătate de care îi plăcea să fie conștient, în vreme ce pe ea se văzu o beată institutoare de provincie care, cu Ella Wheeler, Will Rose și Lord Byron drept idoli și cu visul de a scrie ea însăși poemele pasiunii, poposise la Topeka Rowan și se lăsase convinsă să se căsătorească cu vigurosul și înstăritul om de afaceri de lângă ea, care se delecta acum privind la pisicile și șobolanii care umblau pe frânghia bine întinsă a prieteniei și care, din fericire, nu-și dădea seama că ea însăși nu era decât un prihor în colivie, care mânia cerului în vie. Ce să mai vorbim de nenorociții aceia de șobolani, făcu Miss Merriweather, dar uite cum se poartă cu bietele pisici. Numai eu știu că în ultimele 2 săptămâni au murit 3. E adevărat că sunt pisici prinse de pe stradă, dar au și ele suflet. Meciul ăsta de box le distruge. Meciul de box, care era marea lovitură a spectacolului, încheia întotdeauna programul lui Duckworth. 2 pisici cu mănuși, mititele de box, erau suite pe masă în vederea unor partide amicale. Firește că pisicile care jucau cu șoareci erau prea înspăimântate pentru așa ceva. Se foloseau deci de noile venite, adică de cele
care aveau curaj și energie, până își pierdeau și ele curajul și energia sau se îmbolnăveau și mureau. Pentru public, o întâlnire din acestea era ceva să te prăpădești de râs, o partidă în joacă între două făpturi cu patru picioare, care în felul acesta arătau o asemănare ridiculă cu oamenii cu două picioare superior lor. Dar pentru pisici nu era deloc joacă. Erau atâțate să se ia la bătaie chiar în clipa când se suiau pe scenă. Loviturile pe care le dădeau erau pline de furie, durere, zăpăceală și spaimă și mânușile le cădeau așa încât se sfâșiau și se zgâriau, mușcându-se de le zbura părul în toate părțile, prefăcându-se în adevărate furii, până în clipa când se lăsa cortina. În ochii publicului, această aparentă improvizație era culmea hazului, iar aplauzele și hohotele de râs sileau cortina să se ridice mereu, surprinzându-i astfel pe Duckworth și pe unul din oamenii de serviciu ai teatrului, făcându-le vânt cu prosopul celor doi adversari ca să-i răcorească. Dar pisicile se zgâriau și se sfâșiau necontenit, încât rănile nu mai apucau să se lecuiască, ci se infectau, devenind adevărate plăgi. Câteodată mureau, sau dacă ajungeau într-o stare atât de jalnică încât nu mai atacau niciun șoarece, erau puse să lucreze pe o frânghie împreună cu șoarecii drogați, care erau prea aproape de moarte ca să mai fugă de ele. Și după cum spunea Miss Merle Merriweather, nătărării de spectatori încântați aplaudau pisicile și șoarecii dresați ai lui Duckworth ca pe un număr instructiv. Un cimpanzeu mare care se afla în același turneu cu Mihail nu putea să sufere să fie îmbrăcat. Întocmai ca un cal care se zbate atunci când îi se pune zăbala și după aceea nici nu-i mai pasă de ea, tot astfel și cimpanzeul se împotrivea să fie îmbrăcat, dar odată îmbrăcat era gata să iasă pe scenă și să-și facă numărul. Tot greul era însă să-l îmbraci. Era nevoie de stăpânul lui și de două ajutoare ca să fie agățat de un inel bătut în perete cu riscul de a-l sugruma. Era însă singura metodă de a-l îmbrăca, cu toate că proprietarul îi sfărâmase de mult incisivii. Mihail simțea toată această cruzime fără să-și dea seama și o accepta ca pe una din căile vieții, tot așa cum accepta lumina zilei și întunericul, mușcătura gerului de pe peronul mohorât și bătaia vântului prin gări, misterioasa țară de dincolo pe care o cunoștea din vise și din cântece, precum și tot atât de misteriosul neant în care dispăruseră plantațiile din meringhe, vapoarele, oceanele, oamenii și stewardul.